Veniți din patria lui Moș Crăciun și dacă anul trecut noi am fost cei care am venit să vă colindăm la Oslo, iată că anul acesta l-ați luat de mână pe Moș Crăciun și l-ați adus copiilor din România, din București. Bine ați venit! Bine v-am regăsit! Un moment de bucurie pentru că suntem în perioada poate cea mai frumoasă din an, perioada închinată nașterii Domnului și iată un moment în care putem să vorbim și de românii care viețuiesc în Europa de Nord, dar care nu trebuie uitați nici ei. Și iată, astăzi sunteți alături de noi și puteți să ne vorbiți despre acești, despre acești români. M-am întâlnit cu mulți copilași în aceste zile și le-am spus că vin din Nordul îndepărtat și s-au bucurat nespus de mult, știind că vin din ținuturile lui Moș Crăciun. Deseori mă întreabă dacă l-am întâlnit pe Moș Crăciun și dacă va fi darnic și în acest an. Și le-am răspuns că depinde de ei, dacă sunt cuminți, dacă sunt ascultători, dacă duc o viață frumoasă, bine plăcută lui Dumnezeu, Moș Crăciun va fi darnic cu ei și anul acesta. Se bucură nespus. Le câștig foarte repede prietenia atunci când le spun că vin din țara lui Moș Crăciun și mai cu seamă că le pun și ceva în mână. Mi-aduc aminte că un episcop în diaspora, în perioada comunistă, a ajuns într-o casă unde erau foarte mulți copii. Și copiii făceau multă gălăgie și părinții i-au somat pe copii spunându-le: liniștiți-vă că este aici părintele episcop. Și am spus, nu este părintele episcop, cum spuneți așa? Dacă ar fi fost părintele episcop, ne-ar fi adus dulciuri, ne-ar fi adus bomboane. Așa că de fiecare dată când ajung în casele celor pe care îi păstoresc, dar și a celor pe care i-am grijă domnicească, pretutinde, întotdeauna caut să duc ceva copilașului. Un dar de suflet de care se bucură foarte mult și mai cu seamă că sunt asimilat în acestor ținuturi unde, potrivit tradiției, locuiește Moș Crăciun, cu atât mai mult trebuie să le duc un dar și să fiu bun, fiindcă sărbătoarea Crăciunului este sărbătoarea bunătății prin excelență, pentru ce se întrupează cel prea bun, așa cum îl vestim în colinde. Sfânt ești, Doamne, și bun ești, Doamne, bun e Domnul cel bun. De aceea, odată cu colindele, copiii trebuie să învețe să fie buni, asemenea celui bun pe care îl colindăm și pe care îl vestim prin străvechile noastre colinde, acum la acest praznic. Este minunat că Dumnezeu nu ne pedepsește pentru păcatele, pentru răutățile noastre, ci ne pune la fiecare sărbătoare a Crăciunului un prunc în brațe. După cum ne raportăm la acest prunc, depinde mântuirea noastră. Oare
îl vom ucide în sufletul nostru, la ordinele irozilor viacului acestuia, sau îi ne vom închina smerit, asemenea păstorilor și asemenea magilor care au venit de departe aducându-i daruri. Așadar, e minunat să fim împrejurul ieslei din Betleem și la această prăznuire. Iar noi acolo, în diaspora scandinavă, slujim în locuri improvizate, în locuri smerite și ne simțim întotdeauna împrejurul ieslei din Betleem. Ne-au vizitat un alți oaspeți la o bisericuță pe care am improvizat-o în nordul îndepărtat și le-am spus: bine ați venit împrejurul ieslei din Betleem. Și le-am mai spus următorul lucru: dacă Hristos s-ar fi născut într-un palat strălucitor, n-ar fi avut acces la el oamenii de rând. Ar fi fost prezenți, închinându-i se, doar cei din straturile înalte ale societății, dar el s-a născut într-o iesle smerită, într-o iesle sărăcăcioasă și a ajuns să-i se închine și craii și păstorii simpli. Cu toții i-au adus cinste și daruri, de aceea iată această smerită iesle din Betleem desfințează distanțele sociale, desfințează granițele nevăzute dintre oameni, desfințează aceste ierarhii prestabilite și de multe ori nedrepte și instaurează noi raporturi între oameni, raporturi de dragoste și frățietate, aceste ierarhii evanghelice la care face apel Hristos neîncetat în propovăduirea sa, ca cel de pe urmă să fie cel dintâi și cel care stăpânește să fie slujitorul tuturor. Având acest gând, ne-am dorit mult să nu-i uităm pe românii noștri din diasporă, pentru că avem, din păcate sau din fericire, depinde, peste 4 milioane de români în diasporă și Crăciunul este și pentru ei și ne bucurăm de prezența noastră aici, pentru că veniți din cel mai îndepărtat punct al Europei și cred că este un mesaj pentru românii noștri de acolo să le arătăm că nu sunt singuri, că în aceste momente biserica le vestește și lor nașterea Domnului și că suntem alături de ei atât cât putem, măcar în astfel de momente și pe calea televiziunii. Atâta vreme cât suntem în comuniune sufletească, în Hristos, nu suntem singuri. Hristos este cel dintâi dintre marginali, care s-a născut la marginea societății. S-a născut în afara cetății Betleemului și a fost răstignit în afara cetății Ierusalimului. Tocmai de aceea a suferit, ca să nu ne lase pe noi singuri. Și totodată Hristos este și întâiul între pribegi, deoarece a trebuit să ia calea exilului, refugiindu-se în Egipt de urgia și ura lui Irod. Așadar, să nu ne descurajăm și să ne bucurăm duhovnicește și să colindăm și să ne colindăm. Chiar dacă suntem departe de țară, putem să ne împărtășim de mireasma Crăciunului prin pregătirea sufletească potrivită, vestindu-ne nașterea Domnului prin străvechi versuri. Eu însumi vă mărturisesc că mă simt a fi un episcop colindător, plecat de aici, dintr-un colț de rai transilvan, în acest colț de țară minunat, în ținuturile nordice și mai cu seamă, în prag de Crăciun, îi colind pe toți românii, nu doar duhovnicește, pregătindu-i pentru nașterea Domnului Iisus Hristos, prin spovedanie și cuminecarea cu Sfintele Taine, dar și la propriu le vestesc colindele pe care le-am învățat în copilărie. Și colindându-ne, nu ne putem pierde puritatea copilăriei. Tot în prag de Crăciun, departe de țară, am vizitat un bătrân intelectual țintuit la pat.
și mi-a pus o întrebare foarte frumoasă, inedită. Părinte episcop, știți să colindați? Știu să colind. Dar colinde vechi, știți? Știu că am crescut la poalele munților Țibleș, în județul Bistrița Năsăud, și am memorat încă din copilărie foarte multe colinde pe care le colind și acum. Și îmi puteți colinda? Da, vă colind câteva colinde. Și am ales câteva colinde, am început cu una, cu două și era atât de bucuros ascultând fiecare colindă și la final, după ce am colindat câteva colinde între cele mai frumoase pe care le-am învățat în copilărie, mi-a făcut un compliment extraordinar, spunându-mi: Părinte episcop, mă bucur că nu v-ați pierdut puritatea copilăriei. L-am sărutat pe frunte și i-am zis: nici dumneavoastră nu v-ați pierdut-o. Ochii vă sunt plini de lacrimi și atâta vreme cât mai colindăm, nu ne putem pierde puritatea copilăriei. Acest Betlehem al lumii contemporane, care este cătunul cel mai îndepărtat al Europei, unde ați intrat vorbind românește și primind răspunsul de bine ați venit în limba română? Am ajuns în cel mai nordic punct al Europei, acolo unde se agață harta lumii în cui, la capul nordului. Am ajuns chiar de sărbătoarea Sfintei Cruci, am ridicat crucea după ce am săvârșit liturghia și am spus că Europa stă sau cade în măsura în care atârnă de crucea lui Hristos. Așadar, să stăm bine și să nu cădem. Să stăm cu nădejde și cu credință, purtându-ne crucea vieții noastre. Și acolo, să știți că am întâlnit români. Am întâlnit un medic român chiar în cel mai nordic punct, în care cu greu am reușit să ajung acolo unde este marcat locul, atât de vizitat de turiștii din întreaga lume, din cauza curenților foarte puternici, însă și acolo mica comunitate
scandinavă, am întâlnit un medic român și am înțeles că ar mai fi 2-3 pe care urmează să îi vizitez. Deci, în fiecare an caut să îi slujesc pe cei puțini și împrăștiați. Dar nu e o metaforă când spunem că mergeți chiar cu schiurile acolo? Da, nu. Clima și vremea și zona? Mergeam și în copilărie când eram copil și de bobotează trebuia să mergem cu crucea la casele creștinilor. Foloseam tot ce ne era la îndemână. Zăpezile erau foarte bogate atunci. Acum sunt mai sărace din cauza poluării și din nefericirea defrișării pădurilor. Dar atunci ningea bogat. Chiar dacă uneori când mai ajung acasă, nu ninge cu fulgi de nea, ninge întotdeauna cu lumină în suflet. Dar acolo, în nordul îndepărtat, am ajuns de Sfintele Paști, întărind o mică comunitate de români și slujindu-o. Ce se întâmplă? Am fost în postul mare la dânsii în vizită și cu amărăciune mi-au spus preasfințite, Părinte Episcop, nici anul ăsta nu vom avea un preot de Paști să ne vestească bucuria și biruința învierii, să luăm și noi lumina de Paști, să ne bucurăm așa cum se bucură cei de acasă și cum ne bucuram și noi odinioară înainte de a ne înstrăina. Și m-am bucurat de această provocare pe care mi-a făcut-o unul trenoriaș și am spus, uite, nu veți avea un preot, dar veți avea un episcop, vin eu la dumneavoastră, vă slujesc. Nu le-a venit să creadă, însă cu mare eforturi am ajuns pe zăpezi, în așa fel încât atunci când am pregătit, purtând altarul în desagă, Sfintele Vase și toate cele trebuincioase pentru slujirea euharistică, le-am spus așa în glumă, eu cred că nu sărbătorim Paștele. Cum nu sărbătorim Paștele? Eu cred că sărbătorim Crăciunul, la cât de multă zăpadă avem acum. Și am ieșit în procesiunea de înviere pe zăpadă și cântam Hristos a înviat pe zăpadă. Îmi venea așa lăuntric, aveam un imbol de a cânta colinde, fiind atâta zăpadă împrejur. Dar am cântat Hristos a înviat cu toții și ne-am bucurat întărindu-ne în identitatea noastră românească și creștină. Sus la poarta Raiului, poarta Raiului, Paște, turma Tatălui, turma Tatălui, Vinui din și Aralin, bate vântul frunzalin, Vin și Aralin.
Dar pentru că suntem de nașterea Domnului, suntem de Crăciun, aș vrea să punctăm scurte explicații pentru fiecare dintre aceste momente care vor urma după sărbătoarea nașterii Domnului, astfel încât lumea să se poată pregăti atât sufletește cât și trupește pentru aceste minunate sărbători. Sigur, suntem cu toții în lumina nașterii binecuvântate și mântuitoare a celui care s-a întrupat de dragul nostru și spre folosul nostru. Iisus Pruncul este numit Emanuel, care se tâlcuiește cu noi, este Dumnezeu. Deci El este cu noi, însă trebuie să fim și noi împreună cu El. Sigur, sunt sărbătorile dedicate nașterii Mântuitorului Iisus Hristos, apoi la 1 ianuarie sărbătorim tăierea împrejurii a Domnului și pe unul dintre cei mai mari ierarhi ai bisericii, atât de cinstit și iubit de români, Sfântul Vasile cel Mare, iar apoi ne pregătim ca să prăznuim boboteaza sau arătarea Domnului la Iordan, atunci când Domnul s-a botezat în râul Iordan de către prorocul Ioan, s-a arătat lumii și a început lucrarea sa mântuitoare. În vechime, nașterea Domnului și botezul lui Domnului erau sărbătorite împreună. De aceea, sărbătoarea se numea Teofania sau arătarea lui Dumnezeu. Dumnezeu s-a arătat sub chipul pruncului smerit la Betleem, născându-se pentru mântuirea noastră și apoi, sigur, la râul Iordanului. De aceea, în multe colinde românești, inclusiv într-o colindă din satul și din zona mea natală, din satul meu natal și din zona mea natală, într-o colindă se menționează că Hristos s-a născut și este imediat botezat la apa Iordanului. Colindă foarte frumoasă, în care este vestită și nașterea, dar se vestește și botezul Domnului la râul Iordanului. Apoi, sigur, odată cu prăznuirea bobotezei, îl sărbătorim și pe cel mai mare om născut din femeie, pe prietenul Mântuitorului Iisus Hristos și pe botezătorul său, Ioan Prorocul. Sărbătorirea se va face anul viitor, în anul 2018, chiar într-o zi de duminică. Și eu sunt bucuros că voi putea să-i slujesc pe frații români, fiindcă de obicei în diaspora, a doua zi de bobotează este zi lucrătoare. Și ca și în multe alte locuri și mai greu se adună români fiind nevoiți să meargă la servici. Acum vor fi foarte mulți români care poartă numele Sfântului Ioan Botezătorul la slujbele pe care o să le săvârșesc. În acest colind de care menționați, spune așa de frumos, de ieși gazdă până în prag, să te colindăm cu drag. Intră gazdă iar în casă și aprinde sfeșnicul masă, că-ți intră Hristos în casă. De 3 luni de când venim, n-auzim cocoși cântând, nici feciorii viersuind, numai pământul sunând. Jupâne gazdă din casă, fii bun cu noi și ne lasă, că n-am venit de flămânzi, că am venit, că am auzit, că are unde pe pământ s-a născut un fiu preasfânt. La apa Iordanului, boboteaza ne-l botează, Maica Sfântă-l ține în brață și i-a pus nume frumos, Domnul nostru Iisus Hristos, care de la iad ne-a scos. Nu colindăm pe colaci, nouă gazdele ni dragi. Nu colindăm pe covrici, ni drag cine șa de aici. Să fii gazdă veselos că l-ai primit pe Hristos. Și să ai gazdă viață și mergând și stând pe laiță. Și să ai gazdă hodină și mergând și stând la cină, mândră-i sara de Crăciun. Thank you.
Dar pentru că fiecare dintre noi avem un Moș Crăciun al copilăriei, care este amintirea pe care o aveți din copilărie, din perioada nașterii Domnului, legată de Moș Crăciun? Sigur, cea mai frumoasă amintire este cea a colindatului în perioada copilăriei, când împreună cu alții colegi de vârstă și de școală, mergeam la colindat. Când eram foarte mici, mergeam în grupuri mixte, după ce am crescut, mergeam cu steaua, cu icoana nașterii, și înainte de a colinda colinda, întotdeauna îi întrebam pe localnici, pe gospodari: primiți steaua în casă? Primim, ce minunat! Steaua care s-a arătat odată cu nașterea Domnului, care a călăuzit pe magi la Hristos cel născut în Betlehem, spre Hristos cel născut în Betlehem. Această minunată stea nașterii, iată, era primită împreună cu colindele în casele gospodarilor. Apoi, după ce am crescut, mergeam mai cu colindul și cele mai frumoase amintiri se leagă de comuniunea pe care o trăiam la colinda. Să știți că în satele din partea de nord a Transilvaniei, cred că din întreaga Transilvanie, probabil că și în alte zone ale țării, dar în aceste sate, toată noaptea se colindă, gospodarii nu dorm, își primesc colindătorii, primesc pe cei care îl poartă pe Hristos, pe acești purtători de Hristos. De aceea în colind se spune atât de minunat că odată cu venirea colindătorilor intră însuși Hristos Domnul în inima și casa gazdei colindate. Este minunat. Odată ce vin colindătorii, intră însuși Hristos și gazda se pregătește ca prin colindători și prin cei mai săraci, mai necăjiți oameni, să-L primească pe însuși Hristos, Marele Colindător. Da, trebuie să-L urmăm pe Hristos Emanuel. Trebuie să-L urmăm și în grajd, și la templu, și în libertate, și în exil, și în binecuvântare, și în prigoană. Trebuie să-L urmăm, să fim colindători și purtători ai Harului și Luminii Sale. Cine primește steaua frumoasă și luminoasă, cu colțuri multe și mărunte, de la nașterea lui Hristos, ca un soare darul dăteite lui Hristos venit.